Rezultatul viziunilor false. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Matei, capitolul 7, cu versetul 19 și 20. Câțiva dintre cei care trăiesc acum sunt sceptici, fără credință în darurile bisericii, fără credință în adevăr și fără religie. Mi s-a arătat că acesta este rezultatul viziunilor false. Satana aduce mereu falsul pentru a îndepărta de adevăr. Ultima amăgire a lui Satana va fi să desfințeze mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Când nu există nicio viziune, poporul piere. Satana va lucra cu măiestrie pe diferite căi și prin diferiți agenți să zguduie încrederea poporului rămășiței lui Dumnezeu în mărturii. El va aduce viziuni false ca să ducă în rătăcire, va amesteca minciuna cu adevăr și va dezgusta pe oameni așa încât vor privi ca fanatism tot ce poartă numele de viziune. Dar sufletele sincere, care vor compara prin contrast minciuna și adevărul, vor fi în stare să le deosebească. Nimic nu este mai dăunător interesului unui suflet, curăției sale și concepției sale adevărate și sfinte despre Dumnezeu și despre lucrurile veșnice, decât să asculte mereu și să înalțe ceea ce nu vine de la Dumnezeu. Aceasta otrăvește mintea și degradează înțelegerea. Sursa adevărului curat se poate cunoaște după influența lui înălțătoare, desăvârșitoare și sfințitoare asupra caracterului primitorului. Autorul adevărului s-a rugat tatălui său: și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Mereu vor apărea lucruri menite să producă dezbinare și să depărteze de adevăr. Această suspiciune, spirit de critică, denunțare și judecare a altora nu sunt o dovadă a Harului lui Hristos în inimă. Aceasta nu duce la unitate. O astfel de lucrare a fost săvârșită în trecut de persoane care pretindeau că au mare lumină în timp ce se aflau adânc în păcat. Amin.